Ambulanța circula regulamentar pe strada Călugăreni și la intersecția cu strada Română a fost lovită în plin de un autoturism care a ignorat indicatorul stop. Pe fondul nerespectării indicatorului de oprire stop de la intersecția strada Română cu strada Călugăreni, conducătorul autoturismului Dacia Logan nu a acordat prioritate de trecere autospecializatei ambulanțe care circula pe drum prioritar, intrând în coliziune cu aceasta și producând accident rezultat cu vătămarea corporală a conducătorului auto Logan. Cele două mașini au fost serios avariate, iar Loganul a distrus și un gard. Proprietarul spune că s-a săturat. În fiecare an își repară gardul de cel puțin 4-5 ori și nimeni nu l-a despăgubit vreodată. Este al cincelea, anul ăsta a doua oară, anul trecut de 4 ori. Și ce se întâmplă? Vă ajută cineva să reparați? Am fost și la primărie, i-a rugat frumos să pună interdicție de 30 pe oră, a pus la un moment dat interdicția a stat vreo 2 săptămâni maxim și după aceea a ridicat-o. Cam cât vă costă pe an așa, o reparație de gard? Uite și reparația care o vedeți, costă cel puțin 4-5 milioane. V-a ajutat vreodată cineva? Nu m-a ajutat absolut niciodată nimeni, cu nimic. Și am avut gardul rupt și pe distanță de vreo 20 ceva de metri. Intersecția străzilor Călugăreni cu Română este cunoscută ca una periculoasă. An de an, cele mai multe accidente se petrec pe fondul nerespectării indicatoarelor rutiere. Oamenii legii fac apel la participanții la trafic să circule cu atenție, mai ales că sezonul rece se apropie cu pași repezi.